fața mea o luptătoare, pe Daniela, viitorul medic. Ori vreau să dau la facultatea de medicină. Am fost abandonată de părinții mei la naștere în maternitate și am fost diagnosticată cu tetrapareză spastică și hidrocefalie. Liceul unde l-am terminat n-a vrut să mă bage în examenul de bacalaureat. Au zis că nu, să nu vin. Au zis că nu voi reuși să-l promovez și l-am promovat din prima. Wow, felicitări! Dacă ai avea un mesaj să le transmiți părinților tăi, părinților tăi naturali? Că i-am iertat de greșeala care au făcut-o când m-au abandonat. Și dosarul meu a fost trimis în Turcia și am primit șansa de 90% de a merge în picioare. Cam care ar fi costurile operației? Păi, operația costă în jur de 20.000 de euro. Este prima operație, fiindcă va mai fi încă una. Eu vreau astăzi, prin puterea voastră, să o ajut pe Daniela. Așa că ajutați-mă să pot să ajut și să o sprijinim, să-i dăm și ei oportunitatea să trăiască o viață așa cum noi toți trăim. Să poată să viziteze locuri, să poată să alerge, să poată să facă un sport, să poată să meargă, nu știu, la o petrecere. Da. Chestii normale. Și să le dăm peste nas tuturor oamenilor care nu i-au dat nici măcar o minimă șansă să-și dea bacalaureatul. Și să le demonstrăm că noi, om cu om, puțin câte puțin, gură de la gură, mână de la mână, o putem ajuta să-și îndeplinească visul. Ați auzit-o? Vrea să fie medic pediatru, să vindece alți copii.